Split TVA. Cum impactează această măsură zona de real estate? În ceea ce privește Split TVA, mecanismul acesta de plată defalcată despre care se tot discută în prezent pe piața din România, în cursul săptămânii anterioare, Senatul a propus o modificare a ordonanței care este în prezent în vigoare, astfel încât acesta să fie limitat către anumiți contribuabili, și anume cei care au obligații restante și cei care sunt în insolvență. Deși s-a pornit de la ideea unei simplificări, totuși mecanismul acesta de Split TVA va afecta inclusiv companiile care nu vor aplica sistemul. De ce? Pentru că în situația în care avem o companie care nu aplică sistemul, totuși achiziționează niște bunuri sau servicii de la companii care aplică, este nevoită să plătească defalcat, și anume să plătească separat în contul curent baza de impozitare și valoarea TVA în acel cont de TVA. Desigur că acest sistem va crea greutăți la nivelul acestor companii care nu vor aplica sistemul, iar pe de altă parte, chiar și pentru cele pentru care acest sistem este aplicabil, vor fi nevoite oarecum să-și verifice situația fiscală, să vadă dacă au obligații restante, pentru că de obicei există și o interpretare diferită între ceea ce crede contribuabilul că a stins ca și obligație fiscală și ce s-a stins de fapt pe fișa pe plătitor. Astfel încât probabil cel mai multe dintre companii vor cere acea fișă să se asigure că nu vor intra chiar și automat în acest sistem. Iar pe de altă parte, o altă categorie de contribuabil care va trebui să fie foarte atentă la acest mecanism se referă la cei care au avut controle fiscale, au avut decizii de impunere și pentru care ei au obținut scrisori de garanție bancară. Din păcate, în cazul lor, faptul că au o scrisoare de garanție bancară, acea obligație fiscală se consideră în continuare restantă, astfel încât ar trebui să aibă de ales acum: ori vor aplica sistemul, ori vor renunța la beneficiile unei astfel de scrisori.